Cei doi hoți spun că intenționau să vândă țevile unui centru de colectare din localitate. Au fost depistate două persoane care aveau mai multe bucăți de fier vechi sustrase de pe anumite proprietăți. Aceștia au fost predați la Poliția Națională în vederea continuării cercetărilor și stabilirii locurilor exacte de unde au sustras și de unde au mai sustras. Pe lângă fier vechi, mai nou, hoții din Cernavodă se orientează și spre furtul din garaje. Miercuri seară, oamenii legii au surprins doi bărbați în timp ce încercau să spargă un garaj situat pe strada Panait-Cerna din oraș. Au fost depistate din nou două persoane care aveau asupra lor instrumente pentru spargeri, mănuși, telefoane mobile cu care comunică cu colaboratorii lor. Iar în ultima perioadă au fost chiar multe ori tentative, ori furturi din garaje. Polițiștii din Cernavodă îi atenționează pe toți cei care dețin garaje să-și monteze sisteme antiefracție și lacăte pentru a împiedica pătrunderea hoților.